În nordul Germaniei, în inima landului Niedersachsen, regăsim orașul Cuxhaven, cu o populație de 50.000 de locuitori. Suntem pe malul Mării Nordului, într-un oraș-port devenit stațiune de interes național. În afara sezonului estival, locuitorii se bucură de multă liniște și de o varietate de activități culturale, sociale și spirituale. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich würde Ihnen gerne einmal unser Haus zeigen. În anul 2009, reședința de senior Amandus și-a deschis oficial porțile. Hier sind wir in unserem Restaurant. Es finden hier 50 Bewohner ihren Platz. Dort am Buffet, Mahlzeiten wie Mittagessen, Kaffee und Kuchen werden hier dann serviert. Succesul acestei reședințe are la bază un management de calitate și o echipă de încredere. Hallo Christina, können Sie jetzt einmal übernehmen und den Wohnbereich zeigen? Ja, genau. Okay, haideți să vă arăt bucătăria unde servesc masa bevonării, de aici, din reședință. Aici servesc fuștuc, masa de dimineață, masa de prânz, mittagessen. Apoi la 2:30 servesc cafeaua cu prăjitura, bineînțeles, aici e o mare tradiție în Germania, la 2:30, 3:40 să se servească o prăjitură și o cafea, bineînțeles. Și acum o să vă arăt o cameră de aici, dintr-o reședință din Germania. Da, aceasta este camera unei doamne. După cum vedeți, sunt unele piese de mobilier, să zic așa, aduse și de acasă. Să aibă cât de cât o intimitate și să se simtă ca acasă la el. Aici este baia. În fiecare dimineață venim cu bevonul aici, îl spălăm, îl pieptănăm, îl aranjăm, se spală singur pe dinți, cei care pot, bineînțeles. Aici este toaleta, iar aici, în momentul în care durează mai mult de 5-10 minute, bevonorul poate să sune, să tragă de acești șnuri, iar semnalul vine în telefonul nostru și suntem siguri atunci că este gata bevonorul, ca să putem face și altceva cât timp stă el pe toaletă. Iar, dar în primul rând, trebuie să vă arăt această mașină, noi îi spunem Zara, care ne ajută foarte mult cu bevonării, cu cei foarte mari, foarte grei, care nu pot să se ridice singuri. Și aici o să vă arăt Flegebad. Este camera unde câteodată bevonării, locuitorii noștri din reședință, doresc să facă, cum s-ar spune la noi în România, cadă plină cu apă. Această cadă se ridică în sus până la nivelul nostru pentru a nu sta aplecați deasupra lor și apoi să ne doară spatele. E foarte important lucrul ăsta, meseria de flege aici în Germania. Iar aceasta tot așa e o altă mașinărie care ne poate ajuta la bevonării care sunt greu de transferat, special numai pentru baie. Rumänische Kollegen haben wir hier derzeit 3 und die sind seit 1.12.2015 bei uns. Die Anpassung der rumänischen Mitarbeiter war sehr leicht. Die Kollegen aus Rumänien sind sehr offen und die Mitarbeiter hier haben sie genauso offen empfangen. Und so haben wir in kürzester Zeit eine kleine Familie gründen können mit unseren rumänischen Kollegen.